Mai pe scurt, Klaus Iohannis a plecat, bandiții au rămas. Mai bine era invers, mai bine plecau ei și Iohannis rămânea. Ieri am văzut mai bine ca niciodată ce vor să facă ăștia mai departe și cum vor să ne guverneze. Știți care va fi tactica lor? Cam aceeași care a fost în ultimii 5 ani, numai de 100 de ori mai fățarnică. De acum încolo ei ni se vor jura zi și noapte că scopul lor de bază este exact acela pe care îl așteptăm noi și instituțiile europene, și anume integrarea europeană și lupta cu corupție. Ia uitați ce am avut noi zilele astea. La Chișinău s-a aflat președintele României, care a venit să ne sprijine în drumul nostru european. Tot ieri la Chișinău s-au aflat doi principi români, Nicolae și Radu, care s-au întâlnit cu președintele Parlamentului Andrian Candu și care s-au arătat dispuși să ajute Moldova în parcursul ei european. În sfârșit, tot ieri, noul prim-ministru Kiril Gaburici s-a deplasat la Bruxelles pentru a-i asigura pe partenerii europeni că guvernarea de la Chișinău vrea să pună în practică acordul de asociere, să facă reforme, să facă integrare europeană și să lupte cu corupție. Culmea cinismului și batjocurii acestor indivizi am văzut-o ieri în declarațiile lui Filat, după întâlnirea cu Iohannis. Fiți atenți, omul care a fost demis pentru corupție, omul care este implicat în jaful de la Banca de Economie și în atâtea alte scheme de corupție, a spus că și la noi în Moldova este posibil ceea ce se întâmplă în România, adică să vedem mari corupți la pușcării. Asta ne-o spune cel care trebuie să fie numărul 1 în această listă a celor care trebuie băgați la pușcărie. Vă imaginați? Tâlharul cel mai mare ne zice nouă în bătaie de joc că tâlharii mari vor ajunge la pușcărie. A chiar și un Filat, oricât de fățarnic ar fi el, nici el nu s-a putut ține să nu râde de minciuna lui. Da, vom lupta cu corupția, a zis el, dacă va exista voință populară și voință politică, și aici a chicotit ca un drac. Reforma justiției presupune, în primul rând, o luptă eficientă, nu declarativă, cu corupția. În acest sens, România, în această perioadă de timp, ne oferă un exemplu viu că se poate. Și eu sunt sigur că și noi vom reuși să avem această luptă cu corupția, una eficientă, nu una declarativă, atunci când vom avea voința populară și voința politică. Da, vom lupta cu corupția, a zis Filat, dacă va exista voință populară, adică dacă noi, poporul, vom dori lucrul acesta, și dacă va exista voință politică, a mai adăugat Filat, adică dacă vor dori lucrul ăsta și politicienii. Filat a pornit aici la o frază spusă de Iohannis Marți în conferința de presă. Pentru a fi combătută corupția, a zis președintele României, este nevoie de voință populară și de voință politică. Ei bine, fiind întrebat de jurnaliști, dar voință politică există? Filat a zis că da, voință politică există. Deci, dragi moldoveni, Filat ne-o spune în față că voința lui ca politician să se bage pe dânsul la pușcărie există. Acum mai rămâne ca și noi cu dumneavoastră să avem voință populară pentru a-i ajuta, pentru a-l băga la pușcărie. Ce facem? Stăm în continuare pe cuptor ori ne exprimăm voința noastră? Mai pe scurt, dragi prieteni, pregătirile pentru spectacolul nostru de la 13 martie îmi solicită prea mult timp. Iată de ce emisiunea Mai pe scurt își ia de astăzi o pauză de 2 săptămâni.